Doamna președintă a Consiliului Județean, Doina Elena Federovici, senator în două legislaturi în Parlamentul României. Doamnelor, domnilor, vă rog să-mi permiteți să vă salut pe toți și pe fiecare în parte cu mult respect, așa cum o fac de altfel la toate întâlnirile extrem de importante pentru noi, indiferent că sunt mai mari sau mai mici. Moldova este principala resursă umană a României și trebuie să avem grijă ca ea să rămână sănătoasă. Pentru aceasta avem nevoie de o infrastructură sanitară modernă și cât mai aproape de standardele europene. Avem nevoie de un institut regional de medicină cardiovasculară aici, la Iași, care să deservească toate județele Moldovei, adică o treime din întreaga populație a României. Avem nevoie de un institut care să concureze de la egal la egal cu cele mai mari centre din Europa și chiar din lume. Iar pentru acest obiectiv, noi, toți cei aleși de oameni, să le reprezentăm interesele în diferitele funcții ale administrației publice locale sau centrale, va trebui să facem front comun, să trecem peste orice barieră politică și să susținem cu toată tăria, cu toate forțele, includerea acestui proiect în rândul celor finanțate prin PNRR. Trebuie să fim ctitori ai unei zidiri istorice pentru viață. Trebuie să fim împreună pentru inima Moldovei. Chiar dacă acum suntem în opoziție, am înțeles acest lucru și alături de colegii parlamentari social-democrați din Botoșani am venit astăzi la Iași să susținem înființarea Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară. Am venit să transmitem acest mesaj de susținere și cred că sunt în asentimentul celor aproape jumătate de milion de botoșăneni. Toți, mai devreme sau mai târziu, avem nevoie de asistență medicală pentru noi sau pentru cei apropiați nouă, rude sau prieteni, iar aceasta nu poate fi acordată decât în instituții de înaltă performanță. Și tocmai aceasta se dorește a fi acest Institut Regional de Medicină Cardiovasculară. El se va adresa întregii regiuni și este normal să fie așa, pentru că potrivit unor statistici, cei drept de acum 3 ani, doar la Botoșani, numărul bolnavilor cu afecțiuni cardiovasculare depășește 44.000, iar zilnic apar noi și noi cazuri. Asta înseamnă că cel puțin 10% din populația județului suferă de afecțiuni cardiace. Mulți bolnavi sunt tratați la Botoșani, dar mulți au nevoie de îngrijiri de înaltă specialitate, într-un centru universitar, iar Iașul este soluția. Au nevoie de operații salvatoare, iar acest institut de boli cardiovasculare Iași, care funcționează în acest moment pe două dintre cele 6 etaje ale clădirii în care se află Spitalul Parhon, are, înțeleg, disponibilă în acest moment o singură sală de operații. O sală în care sunt operați toți pacienții din regiune. Este puțin, este mult, mult prea puțin. De aceea este nevoie de un Institut Regional de Medicină Cardiovasculară. Trebuie să ne unim forțele și împreună să facem front comun pentru ca puterea de la București să-și îndrepte atenția și asupra Moldovei. Merităm acest lucru. Nu este o favoare, ci chiar o datorie pe care o are Bucureștiul față de Moldova. Și chiar dacă poate unora nu le place, din cauza atitudinii arătate de la București față de județele Moldovei, Vogoride,
face din ce în ce mai mulți prozeliți printre moldoveni care încep să înțeleagă de ce un spirit atât de mare ca Ion Creangă s-a opus unirii Moldovei cu Muntenia. E timpul să schimbăm paradigma și să-i facem pe toți să înțeleagă că trebuie să acorde atenția specială Moldovei pentru a reduce decalajele față de restul țării, iar susținerea construirii prin PNRR a Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară este un prim pas obligatoriu, un prim pas ce va trebui urmat și de alții, precum Autostrada Unirii sau Autostrada Moldovei. Și nu pot să închei fără a-l felicita din toată inima mea, spun mare, și a celor jumătate de milion de botoșeneni, să nu-l felicit pe domnul profesor doctor Grigore Tinică pentru inițiativa de a demara acest proiect generos și a-l asigura de tot sprijinul botoșenenilor, al meu personal și al parlamentarilor social-democrați de Botoșani. Suntem împreună pentru inima Moldovei și vrem să fim alături de dumneavoastră ctitori ai unei zidiri istorice pentru viață. În egală măsură felicit autoritatea județeană, Consiliul Județean Iași, Primăria Miroslava și toți factorii care au fost și sunt și vor fi implicați în acest proiect generos pentru noi, pentru toți moldovenii. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu!